Prețul rovinetei va crește de la 2 la 4 euro. Schimbarea vizează vehiculele de tip maxi-taxi cu număr de locuri pe scaune între 9 și 23. Firmele din România care transportă persoane își fac de obicei rovinieta pe un an, așa că mărirea tarifului va afecta în primul rând vehiculele care ne tranzitează țara. Creșterea de preț este benefică pentru buget, fiindcă aduce capital străin fără a îngreuna activitatea companiilor autohtone. CNAIR a avertizat că între orele 0 și 2 ale zilei de marți, sistemul de monitorizare și emiterea rovinietelor poate fi indisponibil, însă cei care achită taxa până la sfârșitul zilei de 4 iulie nu vor fi amendați. Deocamdată nu s-au stabilit detaliile financiare privind metodele de conectare cu operatorii telefonici din România, deci nu veți putea plăti încă prin SMS. Într-un comunicat se precizează că, la momentul în care vor fi definitivate condițiile tehnico-economice pentru implementarea serviciului de emitere a rovinietelor prin SMS pentru categoria G, CNAIR va informa utilizatorii rețelei de acest aspect. Taxele pentru folosirea drumurilor naționale au fost mărite des în ultimii ani și ne putem aștepta oricând la o creștere a tarifului pentru mașina pe care o conducem.